și cel mai populat continent al Terii, reunește o mare varietate de condiții naturale, culturi și civilizații străvechi, resurse bogate și țări situate la niveluri diverse de dezvoltare economică. Asia este un continent al suprapunctivelor și al contrastelor. Ce este Asia? Asia este cel mai întins și cel mai populat continent al Terei. Este un continent de 4 ori și jumătate mai întins decât Europa și de 5 ori mai populat. Privind în planet glob, Europa pare a fi doar o peninsulă a Asiei, fapt care i-a determinat pe unii oameni de știință să considere că această uriașă întindere de uscat formează un singur continent, pe care l-au supranumit Eurasia. Asia este continentul recordurilor geografice planetare, cei mai înalți munți, cele mai înalte podișuri, cele mai întinse câmpii, cea mai mare zonă forestieră, cea mai populată țară, etc. Asia este însă și continentul unor mari contraste. Fabulos de bogat, dar în același timp cu sute de milioane de oameni foarte săraci, care trăiesc de pe o zi pe alta. Asia este, după cum știm, de la orele de istorie, continentul pe care au apărut unele dintre cele mai strălucite civilizații ale umanității: sumeriană, feniciană, persană, iudaică, indiană, chineză, japoneză. Prezentare geografică. Cu o suprafață de peste 44 de milioane kilometri pătrați, Asia este cel mai mare și cel mai întins continent al planetei. În partea sa nordică se află Federația Rusă, cel mai întins stat din lume, cu 17 milioane kilometri pătrați. Pe teritoriul continentului asiatic sunt doar 12,8 milioane kilometri. Din punct de vedere latitudinal, Asia este situată aproape de cercul polar, în emisfera nordică. Oceanul Cermărginesc și Oceanul Arctic, Oceanul Indian și Oceanul Pacific. Limite țărmului. Urmărind limita Asiei, se observă că aceasta este mărginită de Oceanul Arctic, Oceanul Pacific, Oceanul Indian, continente precum Africa și Europa. Asia se învecinează aproape cu toate continentele, excepție făcând Antarctida. Aspecte ale cunoașterii Asiei. După apariția omului, Asia și apoi Europa au fost populate succesiv, începând din regiunile mai apropiate de continentul african, până în porțiunile cele mai îndepărtate. Reliefful. Asia este continentul cu cele mai întinse și mai înalte lanțuri muntoase ale planetei noastre. Față de treptele de relief cunoscute până acum, pe continentul asiatic sunt foarte mulți munți cu altitudini mai mari de 3000 de metri. Aceasta cuprinde munți foarte înalți, precum Himalaya, Pamir, Karakorum, Kunlun, Podișul Tibet, situat la 5000 de metri altitudine. Continentul asiatic este cunoscut prin cele mai mari altitudini ale planetei. În munții Himalaya, vârful Chomolungma cu 8848 de metri, vârful Kölgi sau K2 cu 8610 metri, din munții Karakorum. Munții Himalaya, munții Karakorum, munții Pamir și munții Tibet, i avem în imaginile alăturate. Hidrografia. După cum se poate observa pe harta aceasta, hidrografia Asiei este destul de bogată. Avem râuri care curg spre nord, râuri care curg spre est și râuri care curg spre sud. La nord curg Obi, Enisei și Lena. Spre est, Amur, Huanghe, Changjiang și Mekong. Iar la sud, Bahmacud, Putra, Gange, Indus, Tigru și Eufratul se varsă în Golful Persic. Cele trei fluvii din nordul Asiei, Obi, Enisei, Lena, îngheață în timpul iernii, 9 luni, iar în timpul verii provoacă inundații solurile din jurul acestuia fiind mlăștinoase. Obi este al doilea fluviu ca lungime din Asia. Amur are în câmpia Manciuriei icre negre. Xiangjiang este
Cel mai lung fluviu din Asia, supranumit și fluviul albastru, Huang He sau fluviul galben, deoarece traversează podișul de Lios. Între cele două fâșii, fluvii din China, s-a construit marele canal chinez pentru a împiedica inundația. Gange este considerat râul sfânt pentru indieni, principalul afluent al râului Brahmaputra, un debit mai mare decât cea a lui Gange. Tigru și Eufratul sunt fluvii foarte vechi, ce formează la vărsare un estuar în câmpia Mesopotamiei. Cel mai adânc lac din lume este lacul Baikal. Cel mai mare lac din lume este Marea Caspică. Este considerat lac deoarece nu are ieșire deloc la Oceanul Planetar. Marea Caspică are o întindere foarte mare, aproape ca și Marea Neagră, dar neavând ieșire la Oceanul Planetar, este considerat lac. Clima. Datorită întinderii mari, poziției geografice și altor factori, Asia sintetizează toate tipurile de climă ale planetei. Polar, subpolar, temperat continental, temperat umed, musonic și altele. Tundra. Vegetația este reprezentată de tundră, deșert polar, păduri de foioase, stepă, taiga, păduri musonice, climă munților înalți și deșerturi tropicale. Principalele zone de vegetație de la nord la sus sunt tundra, pădurea de conifere, pădurea de foioase, pădurile subtropicale în estul Asiei și spre Marea Mediterană, stepele, deșerturile, temperate, pădurile. Fauna. Fauna terestră urmează în linii generale zonele de vegetație. Asia este un continent cu o faună bogată și diversificată. În nord avem vulpe polară, urs polar, iepure, alb, foca, morsa. În nord avem și tigru siberian. Avem fazanul, iar apele râurilor apar amur somonul. Elefant indian, tigru bengalez, urangutanul, tigrul siberian, rinocerul și jaguarul sunt câteva din animalele prezente pe continentul asiatic. Cămila, iacul, elanul. Solurile. Solurile astea sunt condiționate de zonele de climă și vegetație, de faună. Ele sunt solurile de culoare roșie, spodosoluri, soluri de mlaștine, soluri sărate, soluri nisipoase. Populația. Asia este cel mai populat continent de pe lume. Din cele peste 8 miliarde de locuitori, 3,5 miliarde trăiesc în Asia, China are 1,2 miliarde, iar India 1 miliard de locuitori. Cele mai slab populate sunt cele din Siberia și deșertul. Principalele rase umane sunt rasa mongoloidă, neagră și albă. Din punct de vedere al mobilității sau al deplasării populației în Asia, populația se deplasează altfel. Chinezii se duc în America și Europa. Popoarele arabe se deplasează în Europa datorită conflictelor armate. Indienii se duc spre America, europenii și americanii spre Asia. Densitatea media populației este de 100 locuitori pe kilometru pătrat. Asia este cel mai dens populat continent al planetei, cu cei circa 130 de locuitori pe kilometru pătrat, are o densitate de peste 3 ori mai ridicată decât media mondială. Asia este continentul cu cele mai multe așezări rurale. Cele mai numeroase sunt în zona C și cea N. În Asia întâlnesc următoarele tipuri de case. Iurta, casa tipică a Asiei. Stat stup, casa tipică din zonele montane, sat format din corturi. Cele mai importante orașe sunt cele de miliardare. Multe dintre acestea se găsesc în zonele populate. Cel mai mare megalopolis este Tokaido, Japonia, care are 70 milioane de locuitori. Este format din Tokyo, Osaka, Kobe, Kagoya și Kawasaki. Cele mai importante orașe ale Asiei sunt Tokyo, Seul, Beijing, Shanghai, Hanoi, Calcuta, Singapore, Mumbai, New Delhi, Teheran, Bagdad, Tel Aviv, Damasc, Ierusalim, Dubai, Ankara, Beirut și Mecca. Aici vedem situația pe hartă a celor mai
dezvoltate orașe. Se poate observa că partea sudică predomină cu orașe dezvoltate. Religii. Asia are o mare varietate de religii. Predomină creștinii ortodoxi. În Asia Centrală și de Vest predomină religia islamică, dar există și țări care predomină religia iudaică și ortodoxă. În sudul Asiei predomină religia hindusă, iar în peninsula Indochina religia budistă. Avem și religie taoistă în partea de Asia are 48 de state și alte teritorii dependente. Shanghai, Beijing, Hong Kong și Tokyo. Resurse naturale. Asia este un continent cu resurse naturale bogate și variate. Asia are cel mai mari resurse de petrol, gaze naturale, huilă, hidroenergie, minereu de fier și anumite minereuri neferoase. Asia are în prezent regiuni foarte dezvoltate sub raportul industriei de prelucrare și a industriei. Cărbunii superiori se extrag din China, India și Kazakhstan, petrolul din Golful Persic și Arabia Saudită. Gazele naturale însoțesc petrolul, dar și din Indonezia, Arabia Saudită. Industria energiei electrice realizează cele mai mari producții în China, Japonia, India și Coreea. Cele mai dezvoltate pe bază de materii prime sunt China și Japonia. Este foarte bine reprezentată cu toată gama de produse și tehnologii moderne industria construcțiilor de mașini. În țări precum Japonia, Coreea, Taiwan, Singapore, China, Malaezia, India. Firme Mitsubishi, Hyundai, Kia Motors, Toyota. Alte ramuri industriale, industria chimică, industria puternică, industria ușoară, industria alimentară, industria lemnului, constructoare, agricultura. Din Asia provin și principalele culturi de cereale, grâu, orez, orz, precum și primele animale domesticite, ovine, bovine și porcine. Asia este cunoscută prin producțiile mari de orez, 3/4 din producția mondială, grâu, prin China, porumb, China, bumbac, ceai. De asemenea, deține mari efective de bovine, porcine și ovine. Transporturile sunt dezvoltate, dimensiunile și populația continentului spus este modestă. Transiberianul este cea mai lungă cale ferată. Transporturile rutiere acoperă mai bine întinderea continentului. Transporturile maritime au o importanță deosebită. Principalele porturi asiatice sunt Singapore, Kyobe, China, Chiba, Nagasa, Osaka. Singapore Port, Portul Kyobe, Portul Chiba, Osaka Port, Shanghai Port. Principalele aeroporturi sunt Tokyo, Osaka, Singapore, Hong Kong și Seul. Există de asemenea transportul prin produse telecomunicații de comerțul. Asia este o zonă foarte importantă a comerțului mondial. Țările asiatice dezvoltate exportă produse prelucrate spre diferite țări. Țările din sudul Golfului Persic exportă mari cantități de petrol spre țările consumatoare. Există de asemenea un comerț cu produse agricole. Principalele țări asiatice după volumul comerțului sunt Japonia, China, Coreea de Sud, Singapore, Taiwan și Arabia Saudită. Turismul. Deși are un potențial turistic remarcabil, circulația turistică în Asia este mult redusă decât în Europa și în Nord. Atracții turistice. Marele Zid Chinezesc, orașul Beijing, Ierusalim, Mecca, munții Himalaya, Tibet, Karakorum, lacul Baikal, podișul de Leo, stațiunea japoneză Sapporo și Cappadocia. Marele Zid Chinezesc, Ierusalim, Mecca, insulele Maldive. Sapporo,